De ce v-ați apucat de sportul ăsta? Care sunt satisfacțiile? Ce presupune antrenamentul? Ca sport pot să spun că m-am apucat conștient de pe la 20 ceva de ani, dar până atunci am tot practicat mersul pe bicicletă. Și motivații îmi găsesc. Am mulți prieteni cu care merg și la concursuri, merg și în afara concursurilor. Deci asta e un fel de un stil de viață, să zicem. Unde e frumusețea, unde e greutatea și ce înseamnă un maraton pentru biciclești? Frumusețea e faptul că te duci prin natură, e altfel decât la șosea, nu mergi prin locuri pe unde n-ai mai fost. De multe ori eu am ajuns prin localități de care am zis că nu o să ajung niciodată, am ajuns prin munți pe unde am crezut că nu ajung niciodată, pentru că în reclame și când te uiți pe internet zici, uite, mă duc, nu știu, în Bucești, mă duc în Făgăraș, că e frumos, dar sunt și alte locuri foarte frumoase în țară de care nu scrie, numai dacă sapi adânc. Și asta e frumos. Și de maraton, diferența față de traseele pe care le faci în mod neorganizat este că aici este tot amenajat, potecile scurățate, știi sigur că ajungi la finish în bune condiții, deci nu, dacă ți se întâmplă ceva, totdeauna va fi cineva care să te îndrume, să te ajute. Deci asta e diferența între un cadru organizat de maraton și un cadru normal în care faci o drumeție, să zicem, cu bicicleta, tot pe atâta, tot pe aceeași distanță de 50-70 de kilometri. Și maratonul ca și concurs este, cel puțin pentru mine, un mod de a mă compara cu ce am fost înainte. Acum, la vârsta asta, nu mă mai pot compara cu cei din jur așa mult, cât mă compar cu performanțele mele dinainte. Succes! Mulțumesc! Veți găsi apă, izotonic, fructe, dulciuri. Punctul 2, tot punct de control mai este la punctul 2 de alimentare. Și aici, în tăuț, mai avem un punct de control. Postamul, nu ne respectă toată lumea. Respectați-vă voi între voi. Atenție, dacă ceva se întâmplă, ați avut numerele de telefon pus acolo. Ce veți primi înapoi, veți primi mâncare și iară hidratare aici la fața locului. Ceea ce n-am scris pe site, vom avea tombolă, vom avea 5. E prețul global, adică și la 30 și la 70, 70. Iar mai avem încă pe două roți, mă, două, 10. Primi, sectorul Golgota aici, ultima urcare, statul. Să intre aici unde scrie F10 Coca-Cola, ei vor intra acolo, în afară de cei de pe traseu de 30, o să vă rog frumos să înconjurați, aici le veți intra. Deci vă rog frumos cei de pe 30 să mergeți să înconjurați terenul de fotbal și pe acolo intrați. 70 va intra aici de la F1. Bare de la World Class, vă vor prezenta o scurtă încălzire. Bună ziua! Au predispoziții de întindere musculară sau probleme articulare, așteptăm pentru proceduri de taping, de prevenție musculară. Ce vă place? Nu concurez de data asta. Frumos, aer liber! Aer liber, frumos, soare, adrenalină, pădure. A, nu, eu de un an de zile. Oricum, campionii pe acolo pe undeva. O zi! Plan aici, colega! Salut! Ce frumos la sportul ăsta! Băi! Câți ani are? 14. Peisajul... De ce te-ai apucat de bici? Sănătos și foarte energic. De cât timp faceți sportul ăsta? Ce e frumos la aici? Ce e greu și ce înseamnă un maraton? E frumos că e greu și e greu că e frumos. Peisajul îmi place cel mai mult și oamenii care pedalează mai mult. Vă rog, de cât timp pedalați și ce înseamnă sportul ăsta dumneavoastră? Ce e frumos la el? Ce vă place mai mult? Anul trecut a fost primul concurs în iulie de mountain bike
și de performanță fac de 3 luni și foarte frumos pentru că e tehnic și simți că trăiești. Ce vă place? Peisajul, am înțeles că peisajul, da, în primul rând și părțile din pădure unde ești numai tu cu bicicleta în mare parte și încerci să abordezi cât mai sigur groapa și... Maratonul ce are într-o spație oricum de trebuie o plimbare obișnuită? Adrenalina, sigur. Adrenalina și concurenții. Mulțumesc mult, succes! Uite-l pe Cristi! Zoltan, Kovac Robert, Miroi Elisei. Au adus și puncte la competiții internaționale, au dovedit că cunosc regulamentele. 3 minute până la stat, prim-ministru stat. Good night.